Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. 8 karateca de la CSM Focșani se pregătesc să plece la campionatul european din Serbia. Sportivii sunt antrenați de sensei Daniel Fusaru, campion mondial la karate Escadun. Sportivi de la CSM 2007 sunt membri ai lotului național de karate. Vorbim despre elevi începând de la clasa 1 și până la clasa 12. Participă zilnic la antrenamente de karate, ba chiar mai mult în ultima perioadă le-au intensificat, pentru că se pregătesc să plece la campionatul european din Serbia. Sunt ore întregi de muncă în care exersează alături de antrenorul lor mișcări, tehnici și tot ceea ce presupune acest sport. Nu se plâng că este greu. Unii vin chiar din județul vecin, din Galați. Au în ei spiritul de campion. Își doresc să se întoarcă acasă cu medalie și să audă cântând imnul României atunci când vor urca pe podium. Bună ziua, mă numesc Mila Cristian. În ce clasă ești? A 11-a. La ce școală? Colegiul Național Pedagogic. La Pedagogic? Da. Vi cu succes acolo, da? Doamne ajută! Doamne ajută! Bună ziua, mă numesc David Pană Gabriel. Sunt la școala numărul 2 și sunt clasa 6. Succes! Tu? Bună ziua, mă numesc Necula Tudor, am 11 ani și studiez la Colegiul Național Unirea. Unirea, și de când faci karate? De la 4 ani, de 7 ani. De 7 ani, deci poți să mergi și la campionate internaționale, nu? Da. Da, felicitări, succes! Bună ziua, pe mine mă cheamă Vlad Flavius, sunt clasa 3 și învăț la școala gimnazială Vânători. La Vânători și bitul până aici în fiecare... Nu, eu sunt în Focșani. Asta e în Focșani, da? Da. Succes mult! Da? Da? Ai emoții? Nu. Nu. Bravo, succes! Tu? Mă numesc Șerban Bianca Andreea, am 13 ani, am centura verde, învăț la școala numărul 8 și fac karate de 2 ani. Și îți place? Da. Ai luat un premiu până da. Acum? Să vii cu marele premiu de la... Mă numesc Constantina Andreea Gabriela, am centura albastră, am 13 ani, sunt de la școala 2 și sunt clasa 6. Succes mare, da? Mulțumesc! Și tu, Puiule? Mă numesc Pitili Mati Ștefan, centura albastră, am 11 ani și sunt de la școala Dimitrie Sturza Tecuci. De la școala? Dimitrie Sturza Tecuci. Tecuci și vii tu până aici? Da. Da? Da. Bravo, succes, felicitări! Mă numesc Pitili Andrei Valentin, am 15 ani, tot de la școala Dimitrie Sturza Tecuci. A, deci vă veniți împreună? Da, suntem frați. Părinții, când unul, da. Când altul. Ai mai fost la vreun concurs? Da. Da, și? Am venit, bine. Da. Ai venit. Toate cele bune. Duminică noapte, sportivii vor pleca în Serbia, alături de antrenorul lor, sensei Daniel Fusaru, campion național, european și mondial de karate Escadun. Avem destul de multe evenimente, suntem în pragul campionatului european școlar. E o competiție de nivel european, se organizează în Serbia timp de o săptămână. E prima oară când se organizează o astfel de competiție și sunt prezente trei mari federații de karate, să spun așa. Federația tradițională, noi care stăm undeva la mijloc, Shotokan Karate Dojo United Nations, facem parte din Federația Română de Arte Marțiale, dar și VKF, să zic așa, varianta puțin mai modernă a karateului. E o competiție pentru cei care sunt încă la școală, de la nivel de copii, de clasa 1 până la clasa 12. Deci cu copii de la clasa 1? Mergem cu 8 sportivi, da? Ei o să participăm în probele de kata, de kumite. Să zic așa, beneficiem de greva asta a profesorilor și avem la antrenare și dimineața și seara. Așa. După cum vedeți, avem destul de mulți, de la cei mai mici copii, până da? Chiar la adulți care își doresc și fac karate. Deci adulții pot veni? Bineînțeles, karate da. Pentru oricine și până indiferent de vârstă. E o experiență nouă și pentru noi. Și grea, pentru că noi participăm la campionatul național, Cupa României, campionatul european și mondial pe partea noastră de stil, Shotokan, dar acum, cum v-am zis, practic sunt trei mari federații europene care se întâlnesc și să vedem cum vom ieși. Experiența în sine și trăirile sunt cele mai importante, dincolo de medalii și diplome. Și...
Anul trecut aceiași sportivi au participat la campionatul mondial din Cehia, iar anul acesta în martie la campionatul european din Italia. De fiecare dată, sportivii vrâncen s-au întors cu medalii și cu siguranță că vor avea reușite remarcabile și de această dată. Mult succes sportivilor noștri! Autoritățile locale din Păulești au marcat ieri de sărbătoarea înălțării Domnului 20 de ani de la reînființarea comunei. Cu această ocazie au avut loc lansări de carte, expoziții, cântece și dansuri tradiționale din țara Vrancei și o slujbă de sfințire a investițiilor finalizate în acest an. A fost dublă sărbătoare ieri la Păulești. Membrii întregii comunități au participat la un eveniment dedicat împlinirii a 20 de ani de la reînființarea comunei, în zi de înălțare a Domnului. Doresc bun venit, stimaților oaspeți de onoare de la Craiova, de la București. Vă urez Hristos a înălțat dumneavoastră. Hristos a înălțat, nu? Vă mulțumim că ați făcut dumneavoastră posibilă această prezentare, acest eveniment deosebit pentru comunitatea noastră. Și, sincer, vă mulțumesc că sunteți în așa număr mare. Nu mă așteptam să dați curs invitație, deși este un eveniment în premieră. În acest an sărbătorim 20 de ani de la reînființarea Comunei Păulești și totodată celebrăm acest eveniment prin activități culturale în premieră, aș putea spune, pentru comuna noastră. Ne-am întâlnit astăzi, aici, în Păulești și citești, într-un loc frumos ca raiul, pe un deal bătut de flori. Ne bucurăm să avem alături de noi, invitați de onoare, ai Cenaclului Uniunea Artelor din Craiova, dar și oameni dragi din comunitate, care prin activitatea dumnealor au contribuit la promovarea și dezvoltarea artei, culturii și literaturii românești. Oriunde merg în lume, că m-am dus la Roma, că m-am dus în altă țară sau la noi, ori în alte, pe alte plaieri, m-am mândrit foarte tare cu Leopoldina Pălănuță, regina teatrului românesc. Am avut o valoare mare pe care, din păcate, am pierdut-o, dar rămâne vie în amintirea noastră. Ca să dezmorțesc un pic atmosfera, fiindcă astăzi este ziua eroilor, aș vrea să vă citesc o poezie. Trăiască Unirea, scrisă cu ocazia centenarului Marii Uniri, și am citit-o la Roma pe scenă, atunci eram acolo în Italia, alături de ansamblu Vornicii, pentru că era acolo la un eveniment cultural și m-am bucurat foarte mult, eram mult drăguțul și trăiască Unirea. De câteva decenii omagiem Unirea. Această zi e mare, ca ziua unui sfânt. Să nu lăsăm dușmanii să tulbure trăirea românilor din gând. Ziua bună, oameni frumoși! Vă salut, Oltenia! Voi începe prin a vă povesti cum și în ce fel l-am cunoscut eu pe sculptorul de linii, de lemn și de vers, Vasile Tudorache, și prin domnia sa, Vrancea dumneavoastră dragă, acest plai de poveste. L-am cunoscut personal la un eveniment organizat în vara anului trecut la Craiova, atunci când am organizat o dublă lansare de carte, Vămile Pâinii, despre care se va vorbi și astăzi, și cartea mea, Farmecul Durerii Dor, o replică la Sorin Dumitrache. După cum am vorbit, l-am cunoscut inițial prin telefon, iar mai apoi am stabilit acea lansare de carte, unde s-a făcut și o expoziție de sculptură, lucru care a sfărâmat inimile oltenilor prin frumusețea aceasta aparte pe care o vedeți și acum expusă în fața dumneavoastră. Prefectul Nicușor Halici, care este originar din Păulești, a fost prezent la eveniment și a îndemnat pe locuitorii comunei să nu își uite rădăcinile. Emoțiile aici le-am la Păulești, că aici am făcut și eu primii pași și în viață și în profesie și nu o să uit niciodată lucrurile astea, cum nu o să uit nici pe dascălii mei, nici pe doamna profesor de limba română Costescu, nici pe doamna învățătoare Popa Margălița, nici pe doamna învățătoare Popa, care face minuni cu acest ansamblu. Și n-aveți idee cât de mult a promovat
Această comunitate așa neînsemnată cum este ea pe harta României, Păuleștiul, în această țară, în toate colțurile ei, cu aceste comori. Pentru că da, noi aici avem niște comori. Doar că de multe ori nu ne dăm seama. Și e unul din momentele în care trebuie să ne dăm seama și îl felicit și pe domnul primar, și pe preacucernicii părinți, și pe scriitorul nostru la fel, care va face și mai cunoscut numele Comunei Păulești prin tot ceea ce face, pentru că oameni buni. Dincolo de faptul că avem și bune, avem și rele, dincolo de faptul că suntem bocani, cu orgolii, știm să fim uniți și știm, atunci când este nevoie, să ne promovăm comunitatea. Copiii din Păulești au susținut un program artistic variat. S-au înmulțit cazurile de tuberculoză. De la începutul anului și până în prezent, la dispensarul TBC Focșani au fost înregistrate peste 60 de cazuri noi. Printre acestea, din păcate, sunt și cazuri de copii mici. Despre acest subiect, în această seară, de la ora 18:40, în cadrul emisiunii Studio Medical. Tuberculoza este o boală infecțioasă și contagioasă produsă de localizarea bacilului Koch la plămâni, la intestine, la oase, ce poate provoca distrugerea țesutului sau supurații. Nu este neapărat o boală a sărăciei, pentru că poate afecta pe oricine din orice categorie socială. Medicii spun că s-au înmulțit cazurile de tuberculoză, poate și din cauza faptului că sunt destui pacienți care refuză să își ducă tratamentul până la final. Din păcate, anul acesta ne-am confruntat cu creșterea numărului de cazuri de tuberculoză. Ca să dau așa un exemplu, anul trecut am terminat pe orașul Focșani și zonele arondate cu 99 de cazuri de tuberculoză. Anul acesta nu s-a terminat luna mai și deja avem 64-65 de pacienți, cazuri luate în evidență anul acesta. Până la sfârșitul anului, vă dați seama că o să se mulțească numărul de cazuri. Din păcate, am început să avem multe cazuri și la copii. La copii chiar avem copii sub un an care tuberculoză? Tuberculoză, da. Mă scuzați, e moștenire de la mama? Nu se moștenește. Tuberculoza este o boală care se transmite pe calea aeriană, deci pe calea aerului. Dacă stai într-un mediu cu adulți care sunt bolnavi de tuberculoză, copilul care e destul de susceptibil poate să se îmbolnăvească foarte repede. Mama, bunica, știu eu, tatăl care nu vin la timp să se investigheze, sunt bolnavi de ceva timp acasă și normal că îmbolnăvești și copii. Mai avem acum încă 2 copii internați la Galați. Noi nu putem trata în Focșani cazurile de tuberculoză la copii. Există doar la București, la Iași și la Galați. Din fericire, este o doamnă doctor la Galați cu care colaborez extraordinar de bine. Cum se numește doamna? Doamna doctor Mihailov. Felicitări! Și care m-a înțeles de fiecare dată, i-a primit pe copiii, ține, îi tratează,
Din păcate, ultimele cazuri pe care le-am trimis au fost copiii cu un nivel social foarte scăzut, care pe lângă tuberculoză aveau și alte probleme, nu erau alimentați cum trebuie și doamna doctor încearcă să-i țină cât mai mult și să-i trateze așa cum trebuie. Din păcate, numărul de cazuri crescut la copii înseamnă că sunt foarte mulți adulți cu tuberculoză. De menționat este faptul că tratamentul pentru tuberculoză este gratuit, iar bolnavii primesc și o normă de hrană după ce sunt externați, pe toată perioada tratamentului. Asta nu este o boală numai a sărăciei, cum se spune. Așa da, se spune. Probabil că mai degrabă într-un mediu în care nu te alimentezi ca lumea, nu ai condiții de viață optime, să apară mai multă tuberculoză. Poate nici nu te duci la medic din lipsă de educație sau acum mai sunt și cei care nu sunt asigurați și nu se duc la medic de teamă că trebuie să plătească. Cu toate, poate chiar n-au bani oamenii. Poate chiar n-au bani. Cu toate că sunt convinsă că dacă ar veni cu simptome și asta, nu cred că ar fi trimiși și acasă. Sigur că da. Dar trebuie să și vină și trebuie să-și accepte ca o boală și să-și facă tratamentul. Pentru că mai avem o problemă cu cei care refuză să-și termine tratamentul până la capăt. E un tratament de 6 luni de zile. E mult, într-adevăr. Dar este gratuit. Primesc pe toată perioada în care iau tratamentul o indemnizație de hrană, lucru care este foarte bun din punctul meu de vedere, pentru că ei trebuie să stea să... Cine plătește această indemnizație? Ministerul? Da, sau? Da. Sunt niște organizații care se ocupă, dar e un buget și toți pacienții care nu sunt internați, deci în momentul în care s-au externat, ei mai au de continuat tratamentul acasă până la 6 luni. Primesc pe perioada când sunt acasă ca o indemnizație de hrană, pentru că în spital normal primeau hrană din spital. Chiar dacă este o boală tratabilă, încă se moare de TBC în România. Anul trecut, 25 de pacienți din Vrancea diagnosticați cu această boală au decedat, cei mai mulți pentru că au amânat să se prezinte la medic. Tratamentul profilactic se realizează prin administrarea vaccinului BCG la copii, evitarea zonelor aglomerate, insalubre, spălarea cât mai frecventă și corectă a mâinilor, evitarea contactului cu persoane aflate în perioada de contagiozitate. Profesor universitar dr. Constantin Dulcan revine la Focșani joi 15 iunie 2023, atunci când va lansa cartea intitulată Calea Vindecării, Pacea dintre Inimă și Minte. Evenimentul este programat să înceapă la ora 18 și este găzduit de Ateneul Popular din Focșani. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general închisă ca aspect. Cerul va fi mai mult acoperit și sunt prognozate furtuni cu descărcări electrice. Vântul va sufla intens. Temperaturile minime se vor încadra între 14 și 16 grade, iar cele maxime între 22 și 24 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!